Superliga vă este oferită de Superbet. Bătaie, fumigene, petarde, jandarmi pe stadionul pe care cei mai mulți au venit să vadă un meci de fotbal. S-au găsit niște golani din partea ambelor grupuri de susținători care s-au luat la harță. Au fost niște fumigene, niște petarde aruncate din partea unor susținători ai formației Dinamo, un grup prezent la tribuna a doua a stadionului Arcul de Triunf, către suporterii celor de la UTA, alături de care astăzi au venit și fani ai formației CSEA Steaua, echipa din Liga Secundă. Și asta a fost de ajuns pentru ca nebunia să izbucnească, copiii să se sperie, evident, jandarmii să intre pe gazon. Tot felul de flăcăi de ăștia care se visează în război. Luați, bă, băieți, arma și mergeți. Avdivka scrie pe voi. Puteți să mergeți acolo să vă arătați mușchi. Lăsați fotbalul să-și vadă de treaba lui. Lumea n-are nevoie de nenorocirile astea pe care le propuneți. Dinamo, în această seară, avându-i în teren pe Golubovici, Patriche, Velkovski, Homau, Demoura, Edin Iaore, croatul Domagoj Pavicic și Antonio Bordușanu, Milanov, Abdalak și Gonzalo Gregorio. Aceștia sunt jucătorii cu care Dinamo va încerca să strângă 3 puncte, să mai pună 3 puncte peste o zestre care, cel puțin în 2024, a început să devină din ce în ce mai consistentă. UTA Arad, echipa lui Mircea Rednic, un dinamovist vechi și încărcat de glorie pentru formația din Ștefan cel Mare. Iacob, Căpușă, Benga, Conte și Stolnic, Mikovski, Mihai, Joao Pedro, slovacul Fabri, Lucasen și kenianul Omondi. Spuneam și în acel scurt minut în care ne-am întâlnit puțin mai devreme pentru prezentarea primelor detalii legate de această partidă, 3 puncte tare importante pentru ambele formații. UTA visează la calificarea în play-off și are șanse să ajungă acolo. Are șanse dacă va câștiga în această seară și dacă se vor mai întâmpla alte rezultate cu care punctele ei a avut, el a avut de 2 ori egalarea în meciul din Giulești. Abdalak, bună pasă la marginea careului, Dinamo aproape de gol, ce ocazie, ce ocazie, am revăzut parcă o fază pe care dinamoviștii au construit-o, aș spune identic, în meciul cu Oțelul Galați. Pasa la marginea careului atunci a fost reluată sec, dur, de Denis Politic. Acum Pavicic încheie faza. Politic din prima, dacă vă aduceți aminte, dacă ați văzut meciul, a trimis în plasă Edin Iaore. Gol frumos marcat de el. Oțelul. Ce minge face Conte! Este gol! Gol marcat de Gonzalo Gregorio. Portarul Iacob învins și de o deviere, dacă nu greșesc, ca unuia dintre colegii săi. Se duce la margine să ce? Are nevoie de încurajările, de bucuria, de entuziasmul pe care le găsește pe banca colegilor săi. Și o imagine care arată tare bine pentru Dinamo, arată bucuria și prietenia acestui grup de jucători. Abdalak în poziție corectă, nu strică faza și, într-adevăr, minge deviată de Conte, Ibrahima Conte. Nu știu dacă n-ar fi reușit Iacob să facă mai mult.
are mai puțină importanță. Demoura și această nouă ocazie de gol a dinamoviștilor, pentru că trebuie notată ca șansă. Dinamoviștul n-a mai avut grijă lui, pentru că intrase în offside. Trif. Bun șut! Ce lovitură! E de departe cea mai bine realizată fază de atac a celor de la UTA. Dinamo are portar și asta a contat mult în sezonul ăsta. L-a găsit bine pe Golubovici. Vulturar, Trif, mai încearcă o dată poarta. Nu, Lucasen, vine lovitura lui Căpușă. Ce bine a izbit-o Căpușă, Tiberiu Căpușă. Mingea lui cred că ar fi găsit drumul spre poartă dacă n-ar fi fost respinsă de Homa U. Dar chiar și așa, din respingere,